Ambasada Republicii Kazahstan în România a inaugurat cu sprijinul Consiliului de Afaceri Kazaho-Român și al Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București, Piațeta Nur Sultan. Aceasta este amplasată într-unul dintre cele mai pitorești locuri din capitala României, pe Bulevardul Poligrafiei. Deschiderea pieței este prilejuită de Ziua Capitalei Republicii Kazahstan și aniversarea primului președinte, Nursultan Nazarbayev. Evenimentul a fost precedat de semnarea memorandumului de înțelegere dintre Achimul Raionul Esil, Nursultan Berik Jakenov și primarul sectorului 1, Daniel Tudorache, prin intermediul unei videoconferințe. Romania and Kazakhstan has have very good relations, not only in political but in economical spheres. I think that it is important day in our relationship between our countries, and especially between our two capitals, because in capital of Romania we have square of Nursultan, and in Nursultan we have the square of Bucharest. I think it will symbolize it symbolizes the deepness of the friendship. We are proud that we have such kind of event here in Bucharest. Un pas pentru înfrățirea cu un sector din Astana, sectorul 1 cu un sector din Astana, eu zic că e un lucru benefic pentru noi, pentru primăria sectorului 1. Este o țară mică. Eu zic că orice colaborare, orice înfrățire este benefică pentru orice primărie. La eveniment au participat ambasadori și reprezentanți ai statelor cu care Kazahstanul are relații strânse de prietenie, dar și personalități din mediul de afaceri ale ambelor state. I'm very happy to be here to participate at the ceremony for the opening of Nursultan Square here in Bucharest. We have very good relations with Kazakhstan. It's a close friend of Turkey. And we are together in the Turkic Council countries. Turkey has been one of the first countries to recognize Kazakhstan after the independence. It is a beloved country, very good nature and very nice people, very hospitable people, strong friends of Turkey. So I'm happy for the launch of this event. It's a prominent event in promoting bilateral relations between Romania and Kazakhstan. On my behalf, I can say that Nursultan Abishevich Nazarbayev, first president of independent Kazakhstan, is a prominent statesman. We appreciate very much and evaluate highly all kind and, if you like, comprehensive nature of our relationship. Din martie 2019, capitala Kazahstanului a fost redenumită din Astana în Nursultan, în semn de omagiu adus primului președinte al Kazahstanului independent. Nursultan este actualmente una dintre cele mai moderne capitale din Asia Centrală, unde se desfășoară în permanență proiecte de dezvoltare a acesteia.